Bună ziua, eu sunt David Tudor Bârsan, școala Spectrum, clasa 4-i. Factori care influențează mașina la viteză mare. Aerodinamica. Deși aerul nu opune rezistență atunci când mergi pe jos, atunci când alergi, deja începi să-l simți. La 485 de km pe oră, recordul pentru cea mai rapidă mașină de producție, trebuie o formă specială care să lase aerul să treacă mai ușor. Trebuie ca fața vehiculului să fie rezistentă ca să nu o zdrobească aerul la impact. Fricțiunea cu pământul. Singurele părți ale mașinii care ating pământul sunt cauciucurile. Acestea, la 485 de km pe oră, trebuie să se rotească de aproximativ 68 de ori pe secundă, fără să ia foc sau să explodeze. De obicei, la supermașini, acestea sunt învelite în fibră de carbon și trebuie schimbate frecvent și verificate pentru performanță optimă. Trebuie și ca spițele să fie, de multe ori, din oțel. Greutate. Greutatea, masa unei mașini încetinește, punând mai multă presiune pe roți și cauzând mai multă frecare cu drumul. Chiar și alte vehicule, cum ar fi trenurile la maglev, au această problemă, în special la viteză. Așa că aceasta trebuie redusă pe cât posibil. Un material bun pentru a atinge acest scop este fibra de carbon. Acest material poate fi de 10 ori mai rezistent decât oțelul și de 5 ori mai ușor. Deși caroseria trebuie făcută din oțel, fibra de carbon se poate folosi la interior. Putere. O mașină rapidă necesită și un motor puternic, însă dacă pentru o mașină cu viteza maximă de 200 de km pe oră îți trebuie 200 de cai putere, pentru una cu viteza maximă de 485 îți trebuie cel puțin 1600. Un motor mai mare, chiar dacă poate nu are aceeași putere, înseamnă accelerație mai bună și că poate menține acea viteză mai bine. Dacă un motor are 12 sau 16 pistoane, nu înseamnă că e mai rapid sau mai puternic, pentru că viteza cu care se mișcă acele pistoane contează cu adevărat. Dacă un piston se mișcă mai repede, arde mai mult gaz, ceea ce înseamnă mai mult consum. Un motor puternic necesită un mecanism bun de răcire și pentru asta se folosesc piese care conduc aerul direct către pistoane numite turbochargere. Distanța de frânare completă. Un mod bun de a calcula distanța de frânare completă este: scriem viteza, luăm ultima cifră și înmulțim primele două cu ele însă și apoi cu timpul de reacție. Dacă suntem pe o suprafață alunecoasă, dublăm rezultatul. De la 485 de km pe oră, distanța de frânare completă este de aproximativ 1,2 km, iar pe suprafață udă de 2,4. Vă mulțumesc! Surse: YouTube, Wikipedia, The New Scientist. De asemenea, eu am făcut această machetă a unei mașini super performante de Lego, unde observați cauciucurile cu spițe făcute din oțel. Aceasta are și suspensii care o ajută să treacă peste depresiuni de teren la viteză mare. Și aici sunt pistoanele și motorul. Vă mulțumesc!